La al cincilea semnal va fi ora 7. A fost ora 7. Hai, hai, deșteptarea! Respectați indicațiile imnului național. Aici culoarea! Hei, nu mă aude nimeni în casa asta! Tată, ai nebunii! Hai, 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 aici culoarea! Ai nebunii, trezești toată casa! Și asta și vreau! Casa, orașul, Europa, mapa, mondul! Azi e sâmbătă, oamenii dorm mai mult! Ei, nu mai sâmbătă, toată săptămâna! Toată viața oamenilor e un somn îndelungat! Ei, poftim, gânditorul de la Mizil! Ei, doar la Mizil te-ai născut, nu-i așa? Am fost născut, nu m-am născut. Mai sunt și alte lucruri minunate care mi se atribuie, dar nu sunt autorul lor. Depinde tu, Emilia, fata mea. Hai, 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 nenorocește bazmul, de rog. Eu nu sunt tatăl tău, natural. Mamă ta a cedat farmecelor unui grădinar de la castel, în timp ce eu mă aflam într-unul din multele turniruri teatrale ale vieții mele. Ascultă, tăticul meu drag, ai o grămadă de prieteni, doctori mari, cerele să-ți facă o radiografie și la cap. Acolo e buba, dragul meu, nu la piciorul pe care îl oblojești și îl tot ajuți cu bastonul. Îți aduc cafeaua. Speranțe să-mi aduci. Și la prânz, ce-ai dori? Certitudine în foi de viță. Prea bine, dar la cină? Ce servește conașul? Tristețe. În fiecare seară sunt trist, pentru că o altă zi sare din mers în bezna nopții. Adu cafeaua, servitoare proastă și obraznică ce ești. Hai că ai devenit imposibil. Ne-ai terminat. De o lună țin un asasin în chirie. Destinul. El a vrut să-mi rup eu oasele și să folosesc baston. Destinul. Da, poate că niciodată n-aș fi avut atâta timp numai al meu să-mi contemplu. Buricul. Ei, hai, gata, tata, astâmpără-te. Astâmpără-te, tata. Auzi, chiar nu vrei să vii cu noi? Exclus. Prietena ta mă calcă pe nervi. Soțul său e un burghez al unei cosi și prefăcut, iar WC-ul e tocmai în fundul grătinii. Mergeți voi! Elena! Hai, unde tată. Ești drogată, mică și tatuată? Elena! Bunelu, ai nebunit! Se dă megafon! Nici sâmbăta nu pot dormi mai mult! Poftim, Liana mea dragă, fieta te citează cu aproximație, te citează! Otrăvește-l, mamă! Pune ceva definitiv în cafea! Iată, onorată instanță, aveți toate dovezile necesare. Copiii de azi vor să-și extermine trecutul, să-l ignore, să ne uite! Se împiedică de noi, părinții părinților! Tată, păi povestea cu grădinarul, cum rămâne? Grădinarul? Era impotent. Dar, onorată instanță, miezul problemei este incandescent, ca și miezul pământului. Lava adevărului va izbucni la suprafață în vii și își atribuie victorii imaginare. Însă, câmpul de bătaie spune altceva. Ce face omul ăsta, mamă? Așteaptă să se elibereze un loc în tabelul lui Mendeleev. Da? Și eu ce-aș fi, mă rog, acolo în tabel? Un element rar și toxic! Mărețar la bucătărie! Te plictisești, nu-i așa? O lună întreagă am avut parte de tine. Și cu toate astea, aș vrea să stai mai mult cu mine. Da? Da. Hai, rupem și celălalt picior. Draga mea inconștientă, fermecătoare, peste o săptămână mă pensionez. Teatru îmi va zice adieu. Mersi, mai treci pe la noi. Dumneata nu poți fără teatru. Așa e, da, vezi că el se descurcă și fără mine. De ce nu vrei să vii cu noi?
La cabana lui Tant Mimi. Nu vreau să mă pape ursul. Nici tu n-ar trebui să te duci. Auzi, tot politehnistul ăla îți calcă pe umbră? Tot, dragul de el. Și ce-ți mai strecoară în scoica trandafirii a urechii? Tu întotdeauna îți bați joc de oameni? E, nu, e un alt fel de a spune că îi iubesc. Ciudat felul ăsta de dragoste. Treaba mea tale. Rămâi aici cu toate amintirile astea. Cafeaua e servită, Elena. Ocupat. Ocupat pentru jumătate de oră. Da, 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 ia uite fata asta. Numai voronețuri și parfumuri, cercei nași, o teribilă nepăsare în fața viitorului. Plus dependența de calculator. Plus atârnatul de telefoanele mobile. Viața lor, o sumă de SMS-uri, numai sentimente electrice și cuvinte reci. Unde să mai încapă și emoția așteptării? Primul sărut. Dar tu, tată, tu te mai uiți vreodată la florile de câmp, la florile sălbatice? Oh, în fiecare zi mă uit la tine și la Elena. Ea seamănă foarte mult cu mama ta, la fel de aprigă, de veselă, cu un asemenea omuleț chiar poți pleca la drum. Chiar nu vrei să vii cu noi? N-am niciun chef de clorofilală. Să mă așez la discuții, să aplaud florile de pe ramuri ca și când le-aș vedea pentru prima oară. Ne duce cu mașina. Știu. Politehnistul de construcții care ar fura și un elicopter al armatei ca să poată petrece două zile și o noapte înstelată cu Elena lui. Dar ce ai cu el? Nici nu-l cunoști. Dar nici pe mine nu mă cunosc. De aceea, iubita mea fică, nici nu vin cu voi, rămân cu mine însumi. Poate o să mă învăț. E o idee. Tot stau degeaba sticlele alea primite de la unul la altul până când vă întoarceți cămara devastată. Ei, și eu dansând, păgând printre sticlele goale, în pielea goală. Tată, știai că vine și clipa asta? Nimeni n-are abonament pentru veșnicie. Clipă? Spui eu. Da. Mie mi-e groază. Deci o să fie peste o săptămână. Ai, tată, nu mai construi scenarii, te rog. Elena, mai sunt și alții la rând. Deși ai tot ce trebuie în frigider, va trebui să ții inima în dinți și să faci un lucru îngrozitor de complicat. Să aprinzi focul aragaz și să-ți încălzești mâncarea. Stai cu minte, că am mai făcut-o. Hai să vezi că știu să merg pe propriul meu picior stâng. O să veniți și voi la ceremonia funebră? Ești groaznic, tată. Știu eu ce spun. O să mă mai cheme să mai joc de câteva ori așa, pentru fațadă, pentru salvarea aparențelor. Apoi, hap, un șut în fund și goodbye. Tată dragă, dar știi bine că deja te-au căutat televiziunile, au fost pe aici ziariștii. Pândesc vulturește. Ce-aș putea eu povesti? Trecutul? Viața ta de artist. Cei 50 de ani petrecuți pe scenă. Dar pe cine interesează? Pe mine, tată, pe mine, pe Elena, pe politehnistul ei. Suntem mai mulți decât crezi să știi. Despre viitor nu am voie să povestesc. Știi ce, tată? Lasă-ne în pace. Va trebui să mă obișnuiesc cu vorba asta. Lasă-ne în pace. Gata! E liber la baie. Slavă Domnului, fetiță, încă puțin și... Mamă, stai, mamă! Ascultă-mă, vreau să-mi povestești câte ceva despre politehnistul tău. Bunicule, așteaptă tu să termin eu bacul și apoi să vezi. Poate pun mâna pe un viitor astronaut, călător prin stele, în căutarea celei care mi-aparține. Spune-mi, bunelule, tu ce cauți? Pe mine mă caut. Ce mă mănâncă piciorul ăsta. E semn de vindecare. După ce scap de nădrăguțul ăsta de gips și de festivitățile naționale de pensionare, tu intenționezi să miști corabia din port? Ți-am promis. După ce termin tubacul, ridicăm toate pânzele sus, arătăm doar buletinul și direcția Italia, Veneția. Ne dăm în bărci cu condola. La 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 la. Și dacă
vă zbârcesc la bac? A, te trimit la țară să mulci vaca și să nu merg greierii. Chiar crezi că are cineva grija greierașilor? Oh, Dumnezeu întreabă de ei. Deși are și grija fetițelor care dau bacalaureatul. Hey. Da. Nu strică să te rogi lui Doamne, Doamne, să nu uite de tine. Are el destule pe cap. Ai citit asta undeva sau aveți voi un fir direct? Ah, bunelule, te iubesc. No. Și să știi, sunt tare mândră de tine. Alo, Dinuleț? Mă scuzați, tanti Mimi. Credeam că e Dinu. Da. Nu, tocmai ne pregăteam. Mama! La telefon! Tanti Mimi! Acușica, să rămână. Alo? Da. Da, scumpă, suntem aproape gata. Nu vine, e ciufut rău. Da, probabil și accidentul și pensionarea. Nu, lasă, e mai bine așa. Ne-a renervat pe toți. Probabil sevraj de senectute. Riscul călărețului pe cal de dar. Bine, pa, venim. Aici erai? Aici. Bă, dar tu ești psihologă rău de tot, mă. Secretul meseriei spune că n-ai voie să povestești despre pacienții tăi. Eu nu sunt medic, sunt fica ta și te cunosc mai bine decât 1000 de doctori. Da, și pentru asta trebuie să mă povestești ce o să fie după ce am să zac la pat cu plosca între picioare. Spune-mă, o să afle și președintele Americii? Auzi, a știut cineva că timp de 10 ani am îngrijit-o pe mama? Ei. Că eram singură cu un copil de 7 ani care punea întrebări? Ai uitat? No. Și tu, tată, unde erai? Știi ce? Nu-mi pune mie în cârcă eșecul tău. Te-am avertizat. Nu mi-a plăcut niciodată de soțul tău. Oh, oare despre asta e vorba? Mă rog, eram în turnee, avem obligații, nu? Da? Și crezi că se oprea pământul dacă tu lipseai din teatru? Cum să-ți... Te-ai însurat cu Shakespeare și cu Caragiale. Acum mă face homosexual bigam. Doamne, cum mi-ai dat un tată așa de prost și de talentat. Da. Că despre ce s-a întâmplat acum 17 ani, nu mai vreau să vorbim niciodată. Da, Elena? Elena, nu crezi că ar trebui să știe? I-am povestit. O minciună frumoasă. Dragul meu, tată, minciunile nu sunt frumoase, chiar dacă uneori e nevoie de ele. Tu care nu te-ai iubit decât pe tine însuți, nu ai de unde să știi asta. Alal, dragoste, vezi de ce mi-e teamă să rămân singur cu mine? Ai, lasă teama și revin-o printre oameni. Oh, nu, e prea târziu. Nu mai am putere să învăț și rolul ăsta. Ia uzi, a venit Politehnica. Elena, oasul iubirii te cheamă. Eu sunt gata. Ai luat tot, mamă? Da. Au uitat fotografia mea. Nici la piață nu pleacă fără o fotografie de-a tatălui ei. Cum o arată? Cum scad prețurile. Bunelu, hai să fii cu minte și să nu te ceri prea mult cu tine. Te iubesc. Hai, mama. Hai. Pa, tată. Și ai grijă să nu dai foc la casă. Da, bine. Spune politehnistului să se uite tot înainte când conduce. Sau dacă nu, băgați-o pe ele la împărbagaj. Doamne, eu, Alexandru Pătrașcu, am rămas cu îngerii amintirilor frumoase. O să-mi gospodăresc sufletelul cel cărunt așa cum se cuvine. Ia uite, fotografii, eu peste tot, pe marile scene ale Europei, în spectacole care nu se uită. Ce folos! E de ajuns ca un birocrat, un funcționar al tristeții, care nu a călcat niciodată pe scenă și care nu și-a simțit niciodată gura uscată și sufletul crăpând pe margini, să scrie o hârtie, o decizie. Și iată-te pe din afară. Mie nu-mi trebuie firimituri. Mie lăsați-mi pâinea întreagă. Da, imediat, că nu dau roșii.
Ce marcule! Nu mai cu citi poezii. Hai, intră, intră, intră. Mulțumesc. Aici ai fost mereu acasă la tine. Hai, bei o cafea rece sau vrei o șampanie? Hai, vorbește, omule. Vodka. Mm-hmm. Dacă se poate, și un pahar cu apă. Vodka, adică minciuna aia chimică, uite, e pe masă. Apă îți iei singur de la bucătărie. Mulțumesc. Stilus mulț de meseriaș autentic. Dacă mă uit mai atent la tine, constat că arăți mai rău decât mine, prietene. Sunt bolnav. Aiurele, e singurătatea care ne pune genunchiul în șale câteodată. Eu sunt chiar bolnav, Alexandre, irreversibil. Ți-au spus doctorii? Mi-au arătat. Ce băieți cum se cade. Lasă, Marcule, o să mergem și la alți vraci. Hai, nu-ți mai lăsa sufletul să pună una și aceeași întrebare. Alexandru, eu am fost turnător. Am fost turnător plătit. Ce încerci să faci acum? Să spun adevărul. Adevărul cui? Chiar nu înțelegi sau ți-e teamă? Nu mi-e teamă decât de mine. Și mă rog să nu fie ceea ce încep eu să cred. Punct lovit. Păi bine, mă, dobitocule, te-am primit în casa mea. Ai stat cu mine la masă. Ți-am pus așternut curat să dormi, boierește. Trebuia să-ți spun, înțelegi? Trebuia să taci. Du-te și mori în păcat. O floare s-o găsi și pentru tine. Și ce ai spus tu acolo la securitate? Păi ce se spune? Ce se vorbea în casa asta? Ce bancuri se spuneau? Cum jurau unii? Ce gândeau alții? Cu cine ai mai povestit despre nemernica ta îndeletnicire? Cu... Mai pot să iau un păhărel? Poți, și dacă se termină, mai aduci din cameră. Hai, du-te, du-te, du-te acum. Am chef să beau și eu. Orice, vin, șampanie, țuică, merită să sărbătorim. Doamne, pe câți i-a nenorocit? Și ei încă nu știu cine le-a fost nașul. Gata! Țuică și vin! Eu vreau, țuică, să mă turtesc definitiv. Altfel, n-o să mor de ceea ce ai zis. O să pierd sugrumat. Ia spune, pe mine de ce mă ocroteau ca pe un ou de aur? Că doar nu recitam pe stadioane sau la televiziune poezii din alea tâmpite, înălțătoare. Hai, 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 pălmuiește-mă, hai, lovește-mă dacă vrei, pentru că nu-mi pasă. Nu, să te lovesc, a avut grijă Dumnezeu să-ți scape una peste bot. Dumnezeu nu face așa ceva. Ai dreptate, Dumnezeu trimite specialiști. Mereu o să se trăiască la umbra celor puternici. Instinctul de supraviețuire. De ce ai acceptat să te bagi, slugă? Eu? Mm-hmm. Pentru că mi-a fost teamă de sărăcie și de durere. Ești un poet important. E drept că pe moarte, da, cu ceva bibliografie tot rămâne. Te-au bătut cumva la tălpi? Taică meu mă bătea. Aha. Și în ziua care a murit a împărțit numai pumni și palme. Păi dacă toți care au primit șuturi de la părinți s-ar fi băgat turnători, n-ar mai fi avut pe cine turna. Astea-s vrăjel pentru psihiatrii. Și de ce tocmai acum te spovetești? Și de ce mie? Că doar nu sunt popă. Ia stai, stai. Ai mai povestit cuiva? Asta e grija ta. Ce se va spune dacă se află? Știi cum sunt oamenii? Nu, Marcule, nu știu. Până la venirea ta am crezut că pot să citesc. Mă uit pe fereastra sufletului și deslușesc sentimente, amintiri despre viitor. Acum, ce ai de gând? Să mor. Păi, du-te și mori. Roagă-te să fie repede și frumos ca un poet. Sau poate că tu ai murit deja și nu știi. Desperiată. Tocmai când credeai că porumbeii se pregătesc pentru dezvelirea bustului tău. Ești un răhat uriaș. Ba nu, 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 ești tu, nu? Un răhat mic și împuțit. Spune, spune, spune ce vrei. Oricum, nu eram singurul care pleca de aici. Dar nu ca să se culce în patul lui. Vorbește, vorbește. Ascultă-mă, dă-mi, bate-mă, așa, că așa mi-au făcut și mie la început. Iartă-mă, m-ai băgat într-un rahat cât casa poporului. Numai la tine te gândești. La cine altcineva? Oamenii vor zice, da, domn,
domnule, dumnealui Alexandru Pătrașcu cel Mare, cel actor, prietenul omului, a fost un porc care și-a pus cocina la dispoziție. Îți dai seama ce ai făcut? N-am fost singurul. Nu pleci până nu mi-i spui și pe ceilalți. Nu te las să mori până nu-mi zici. Am vrut doar să afli. Tu mă urăști, nu-i așa? M-ai urât întotdeauna. Pentru Dumnezeu, de ce? Ia ghicește, cititorule de oameni. Na, mă obișnuisem cu tine acolo în sală, în întuneric. Știam că ești acolo, că mă privești, că mă asculți. Eram omul potrivit pentru a da dimensiunea măreției tale, a talentului tău. E bărbat frumos, împlinit juneprim, scăldându-se în aplauze de care eu nu aveam parte niciodată. Ești răzbunat. Mă bucur cât poate să se bucure cineva pe moarte. Eu am să plec nepedepsit, dar tu ai să trăiești de aici înainte cu toate spaimele de pe lume. Ai să tresari la fiecare telefon. O să-ți fie teamă să deschizi ușa, să te oprești în vorbe cu necunoscuții. Ai vrea ca pentru tot răul pe care l-ai făcut să fii ținut în brațe și să ți se șteargă lacrimile? M-ai văzut-o pe mine plângând? Sau crezi că am să mă târăsc în genunchi? Pur și simplu, vreau să las lucrurile clare și lămurite. Să ai și tu așa o ocupație, că tot te pensionezi. No, pleacă și să nu mai îndrăznești să-mi deschizi ușa niciodată. Am să mai vin de câte ori doresc. Uite, domnișoara Elena. Lasă nepoata în pace. Du-te și mori. Grele vorbe, grele. Elena stă cam slab la literatură, mai ales cu poezia. Nu prea le are. I-am promis că am să o ajut. Tu și poeziile tale, să nu îndrăznești să pui mâna pe ea. Cine a zis asta? De ajuns că i-au pus mâna pe tine. Pe mine? Pe mine nu m-au avut. Pentru mine, înainte de toate, turnător liric ce ești, a fost teatru. Au fost rolurile mele și publicul. Da, publicul meu. Mii de ochi a țintit asupra mea, arzându-mă, devorându-mă, plutind în lacrimi de râs, de tristețe, de înțelegere. Bravo! Bis, bravo! Măi, ce șmecher ești, pe cuvântul meu ești mare șmecher. Îmi place din ce în ce mai mult de tine, Savonarola. Cum înfierezi tu păcatul pe care l-ai visat. Nu, eu n-am turnat pe nimeni. Te-au jucat cum au dorit, te-au folosit și asta pe gratis. Habar n-ai cât rău ai făcut și tu. Poftește pe rug lângă mine un locșor. S-o mai găsi și pentru șoricul tău. Ascultă-mă, mi-ai fi spus vreodată toate astea dacă medicii nu îți dădeau una peste ceafă? Nu, aș fi așteptat până când ai fi întors spatele oglinzii, dezgustat de ceea ce vedeai în fiecare dimineață. Te bucur să vezi oamenii în genunchi. Așa, un fel de bucurie să le vezi spatele arcuit, pipăindu-și cu disperare cioturile de aripi rămase ca o promisiune de zbor mincinos. Și când se va afla? O să uite și te vor reduce la dimensiunea clipei. No. Un bătrânel nenorocit care și-a dat casa pentru un punct de arginți. Răsplata trădării prietenilor. Nu, n-am primit nimic, n-am știut ce se întâmplă. Dar nu te vor crede. Dar de unde ura asta? De ce ne urăști? Pentru că așa am fost eu croit. Prost croitor. Probabil că era pe jumătate orb. Crezi că boala asta ta, cancerul pe care îl fluturi patetic, deși neconfirmat, te apără și că poți să pleci la mama dracului mulțumit că ai făcut ceea ce trebuia? Eu plec, voi rămâneți un timp. Eu am să vă aștept atâta cât s-o putea, domnule Pătrașcu. Nu uita, viermii își petrec viața muncind. Va trebui să aerisesc după tine. Cu mine mort, toate rările rămân aici, în viață. Am făcut copii de pe toate rapoartele, dar am păstrat ciornele
aur curată. Dar cui ar mai folosi? Toți suntem deja bătrâni. Bătrânețea învinge întotdeauna. Aia cu sufletul păstrându-se tânăr și vioi e o tâmpenie. Așa. Și sufletul încărunțește, face riduri, ochii tot mai obosiți, mai încercănați. Dacă mai apuc, am să scriu despre asta. Ți-ai găsit dosarul? Ei au dat de el? Nu, prietene. Nu l-au găsit. N-au să dea de el niciodată. Dar de ce? A făcut aripi? A zburat din beciurile alea umede? În primul rând, dosarele nu se țin în beciuri umede. În al doilea rând, fiindcă n-am semnat nimic. Am pus și eu condiții, iar ei l-au acceptat. Prada era prea mare, prea bogată. Minți și acum. Ofițerul meu a fost băiat deștept, copil simplu de la țară, dar vioi la minte și la faptă. A luat la timp și a plecat la vreme. Și ceilalți? Ceilalți, cine sunt ceilalți? Rămâi, Alexandre, cu spaimele tale. Am plecat. Da, înțeleaptă hotărâre. Nu pleca înainte să-mi spui câți ați fost. Să știu ce să visez. Fii liniștit. O să-ți bată și ei sub fruntea ploapelor. De acord, de acord. Altceva? Altceva decât figurile tale de stil? Păi altceva, ceea ce ți se părea până acum un mic amănunt, mărunt și fără semnificație, o să crească, o să dospească, până va deveni o pâine uriașă și acră, pe care va trebui să o mănânci. Aș vrea să cred că nici n-ai bătut la ușă. Vei deveni un pensionar fericit, care are cu ce să-și umple timpul rămas. Nu, nu trebuie să mă conduci. Ba da, pe ultimul drum. Asta ca să fii sigur că mă duc la joacă împreună cu viermii cei harnici. Afară cu toate fotografiile astea. Au defect de fabricație. Ascunde-te, Alexandru Pătrașcu. Urmează pedeapsa prin uitare. Minciune! Îi pute gura! Doamne, ce s-a întâmplat? Am visat? Sigur am visat. Vodka aia e de vină. Elena, ce-i cu tine pe ploaia asta, în halul ăsta? Dar ia vino. Am dezertat, din dragoste. Și maică ta? A rămas în folclor. Sunt nenorocită. Dăm să beau. Elena, potolește-te. Uite, ia un prosop curat, așa. Și acum hai, șterge-ți fața, așa. Și părul. Lasă, bunelu, lasă că mă descurc singură. E așa să faci. Trebuie să te descurci singură. Ia, stai. V-ați certat purtujur și pentru totdeauna? Și nu mai vrei să-l vezi niciodată? Și unde e acum ticălosul? Nu e ticălos. E un băiat drăguț, dacă vrei să știi. Te-am întrebat ceva. Unde e acum? Departe. Nu mai locuiește în inima mea. Elena! În fața porții, lângă mașină. Îl udă ploaia. Ploaia de primăvară. Lasă să mai stea acolo, să mai crească. Sau dacă nu, cheamă-l încoace și gata. Mulțumesc, bunelu! Cheamă-l odată. Inule! Hai în casă! Hai, de ce casă dacă spun? Hai că tu vrei să-l cunoști pe bunelu. Da. Să-ți dea un autograf. Un autograf și doi pumni. Tu cu fotografiile astea ce ai avut? Fotografiile? De ce le-ai rupt? Îți erau tare dragi. O, Dumnezeule, ce vis, sunt pusit, ce coșmar. Hai, intră, domnul inginer. Bună ziua. Bună ziua, mă recomand Alexandru Pătrașcu, un bunic martir. Eu sunt Dinu. Pentru început ajunge și Dinu. Eu mă duc să încălzesc mâncarea. Nu, lasă, bunelu, că pregătesc eu cina de mic dejun. Da. Deci, dumneata ești Dinu. V-a vorbit Elena de mine? Vag, inconsistent. Și în somn vorbește de dumneata, domnule viitor inginer. Din ce v-ați luat? De la principii.
Propriu zis, eu am avut ce am avut cu dumnealui, cu domnul Michi, sau cum îl cheamă pe românește. Mihai, deci te-ai luat de principii cu soțul cel lunecos al doamnei Mimi. Altceva mai bun n-ai avut de făcut? Să te bucuri că ești în peisaj cu Elena, că vi se dă aer curat pe gratis. M-a provocat, domnule. Nu. E un personaj tipic de tranziție, un parvenit care crede că dacă s-a îmbogățit repede, poate să explice tot ceea ce se întâmplă pe lume și de el depinde bunăstarea mareelor vis-a-vis de lună. Mai turtit, domnule, ce cauți în inginerie? Băi, poet trebuia să te faci. Ba nu. Poezia câteodată dăunează grav sănătății. Întotdeauna vă bateți joc așa de oameni cu ajutorul cuvintelor? Nu te speria, Dinule! Așa își manifestă dumnealui, bunicul meu, dragostea pentru contemporani. Așadar, pe scurt, bunelu, el s-a certat cu domnul Michi, un dobitoc first class și un deștept second hand. Și când i-am spus să se potolească, mi-a sărit în cap. Dacă ai ști ce de adjective i-a spus... Și mamă ta ce a zis? Știi cum e mama, râdea în peisaj. Dar mie îmi pare bine că s-a întâmplat. Cineva trebuia să-l pună la punct pe îngânfatul ăla. Bine, asta a fost. Mergeți să mâncați, că mie nu mi-e foame. Ce să mâncăm? Păi cum, n-ai încălzit nimic? Nimic. Dar ce ai făcut acolo în bucătărie? Am tras cu urechea. De ce? Să știu dacă ai trecut examenul. Dar acum, chiar că mă duc să pun mâncarea la încălzit. Habar n-aveți voi ce gospodină grozavă sunt. Rămâi în neștiință, Dinule, nu te grăbi să afli. Ascultă, tinere, spune-mi, ce faceți voi acolo la facultate? Pe zile, pe ore, cum doriți. Da, în fond ai dreptate. Cine-s eu să te descos? Dacă știi cât am înjurat eu în ultima lună și peste 6 zile am să înjur din nou. Am auzit, o să vă pensioneze. Da, cu funeralii naționale, cu muzele în Bernă, spre bucuria confraților mei de breaslă. Mi-e silă, adăsticla să bem pentru nimic să bem. Mai am puțin tel și masa e gata. Noroc! Dinule, ia hai să faci tu o baie fierbinte. Da, uite, acum, păi ce faci străin? Treci la baie, hai! Tolănește-te în vană, în apa fierbinte și visează. În timpul ăsta virus și opăriți și dezorientați, se vor preda. Îți place de Monsieur Dino? Da, e simpatic. Păcat că se uită cruciș și are gâtul de țel strâmb. Ce-o fi pățit, săracul? Bunelu! Apropo, ce mai știi de nenea Marcu, poetul? A zis că mă ajută la română. Când ți-a spus? Păi, de fiecare dată. Ia uzi. Și alaltă ieri la telefon. Da, a întrebat dacă ești acasă. Da, și tu ce i-ai spus? Că acasă ești și că bocând cu bastonul și în jur funcționărimea căzut între cifre. Te-am citat, că nu e de la mine. Săracul nenea Marcu, chiar o să moară de cancer? Sau e așa ca să atragă mass media? Doamne, ce obosit sunt. Știi ceva? Du-te și culcă-te, bunel. Hai, mănâncă ceva și culcă-te. Nu, nu mi-e foame. Da, de culcat am să mă culc. Noapte bună. Bună dimineața, noapte bună. Somn ușor. Cercetările în cazul dispariției poetului Marcu Vlădeanu Floreat au fost finalizate. Din păcate, nu așa cum am fi dorit-o cu toții. Corpul său neînsuflețit a fost găsit într-un orășel din Alpii Italieni, într-o cameră de pensiune, fără vreun semn aparent de violență, dar într-o avansată stare de degradare. Se pare că decesul a survenit în urmă cu mai bine de o săptămână. Lângă corpul neînsuflețit a fost găsit un caiet cu poezii și mai multe lucruri personale. Continuăm știrile cu informații despre starea vremii. Și eu care credeam că am visat. Cine m-a fi pus să dau drumul la aparat? Nu, am visat, a fost un vis. Și totuși, parcă am ascuns sticlele băute cu el aici, după canapea, dar nu-s. Ia uite, ce prostie le-a fi dus el. Dar cum să le ia de aici și să le aducă în vis? Nici în cameră nu sunt. Dar ce se întâmplă? Ia să dau un telefon.
Alo? Da, să rămână, mă bucur că mai este cineva în viață la telefon. Aha, m-ai recunoscut după voce, sigur că da. Ai merit, într-adevăr. Sunt Alexandru Pătrașcu și o să-ți dau o fotografie de-a mea cu un autograf uriaș, dacă mă ajut să vorbesc cu fie mea. Nu, domnișoare, nu am chef de glume. Dar nu știu unde naiba e cabana aia. Un telefon celular? Oh, nu, nu. Detest tehnica. Sunt un actor din comuna primitivă, rătăcit în secolul vostru electrochimic și suspendat pe lasere. Îmi pare rău, nu-ți pot fi de folos ca să mă ajuți. Oh, Doamne, știu precis că am avut în cămară o sticlă cu vin și una de țuică și că le-am băut cu el, cu Marcu. Și acum știrea aia. Elena? Elena. Păi, de unde vii? Din viață! Uită-te la florile astea! Nu sunt îngrozitor de frumoase, Elena, și de triste. Să caut un vas mai mare și să le pun în apă. Dar le minți, locul lor e în grădină. Se zice că dacă pui în apă o jumătate de aspirină, nu le mai doare capul. Mama n-a sunat încă? Ia să vedem ce face. Nu apreciez că maica ta tocmai asistă la transhumanță. Onor la Mioriță. Ia uite, nu am semnal. În schimb, ai un iubit sărac care face baie în străini. Ia spune, în cursul zilei de azi noapte... Ai, bunelu, mă faci să mă simt prost. Ce crezi despre mine? Dragostea își pierde capul câteodată. Dragostea poate, dar eu nu. Să-ți fie foarte limpede. Nu te supăra. Am stat în povești și am ascultat cum vorbeai în somn. Hai, da, de, poate că sfărăiem. Ba nu, să știi că le vorbești chiar bine de tot. Te certai cu cineva? Mă cert cu toată lumea de la o vreme. Ți-e teamă? Ce întrebare e asta? Te sperie? Retragerea asta pe linia secundară. Dragul meu, bunelu, poate scrie o carte cu amintiri despre oamenii minunați pe care i-ai întâlnit, cu care ai împărțit scena. Ce zici? Amintirile nu țin de cald, iar minciunii îi pute gura. S-a întâmplat ceva? Au anunțat la radio că l-au găsit pe Marcu, poetul, într-o pensiune din Italia, mort cu un caiet de versuri lângă el. Tu-ți bagi joc de mine? Nu! Păi nenea Marcu mi-a dăruit florile astea. Acum o jumătate de oră când deschidea la florărie. Eu mai artist, dar tâmpit nu sunt. Cum era îmbrăcat, da? Ce haine purta? Pe cuvânt, dacă mai înțeleg ceva. Nu știu, da, hainele erau de culoare verde. Te râzi de mine, domnule bunic Alexandru Pătrașcu. Te râzi de mine și asta nu-mi place. Ia stai. Ați luat voi la plecarea spre cabană, tu și cu Dinu, o sticlă cu vin și una cu țuică, amândouă începute? E clar, am un bunic nebun. Eu mă duc să mă culc, dar să știi că am să încui ușa pe dinăuntru. Stai. Și ce ți-a spus când ți-a dat florile? Tinereții mele triumfătoare și că este dispus să mă ajute la română pe partea cu poezia. Dacă ești tu de acord. N-am visat. Răspunsurile fug cât le țin picioarele și nimeni nu le oprește. Actorul crede în libertate, dar umblă cu o cârjată de spate. Cu toții îl lau la mână și îl storc până se poate. Bojocii-și scuipă în scenă, obrajii sunt ca ciuru de farduri otrăvite. A terminat, Maur? E bine, poate să plece. Dimineața nu se mai știe. A fost cununie sau îngropăciune? Nu e cine spune. Și singur se îndreaptă spre teatru, mestecându-și firea și amaru. Îi iese în față portarul, o dihanie slută, care îl salută cu privirea în jos și cu fața lui de dos. Trăiți, don Balercă, mi-a șoptit o ciupercă,
să te anunț că asupra-ți s-a făcut un denunț? Cum că azi noapte te-ai legat de lordul șambelan? Ai spus că-i mârlan și-am trecut măsura, bașca-i miroase gura. De doamna lui, prima la curte, ai spus că are țâțele cam scurte. Să-ți spun ceva, dacă nu știi a bea, păi nu mai bea. E, ți-a plăcut recitarea mea? Doamne, ce bărbat splendid ai putut să făurești! Păcat că mi-e cam bunic și e cam bătrâior. Ai fi fugit cu mine în lume? Oho, până în stele! Da, unde te duci așa frumos îmbrăcat? Mă duc la teatru să-l bat pe consopistul care îmi tocmește actele de pensionare. A, atunci rămân eu acasă. O să se supere mama dacă nu ne găsește. Lasă, lasă. Tu du-te unde ai treabă. Rămân eu și așa mă cam doare piciorul. Hai, la revedere, la revedere. Du-te să te bucuri de primăvară. E primăvara ta. Cine dorești? Bună ziua, domnule Pătrașcu. Poate a dumitale. Să știi că nu sprijin ridicarea de mănăstiri pe bază de chitanță, nici ajutorarea vreunui copilaș inexistent care trebuie operat de urgență în străinătate. Nu cumpăr cuțite de firmă și nici nu am de gând să contribui financiar la vreun proiect european. Bravo! Bravo! Aici la final ar merge un coș cu flori, dar din păcate nu îl am. Și nici nu ați ghicit de ce am venit. Da? Verificăm instalațiile electrice din cartier. Mai ales la casele mai vechi. Nu cumva intenționez să-mi pui un cablu în jurul gâtului, e? Bani nu prea am, să știi. Domnule Pătrașcu, maestre. Nu, las-o asta cu maestre. A fost odată, s-a terminat. V-a dezamăgit pensionarea? Exact. De unde știi, dumneata? Asta este un dar de la Dumnezeu. Asta nu se învață la școli. Te naști cu talent sau rămâi spectator? Da, câteodată prea mult talent strică. Stârnești invidii, toți te pândesc, așteaptă o greșeală, o slăbiciune cât de mică. Lupii cei tineri se bat pentru un loc în fruntea haitei. Domnule, dumneata, îmi citești mie gândurile. Astăzi m-am pensionat și eu. Păi și atunci ce cauți în casa mea dacă nu ești în interes de serviciu? Pur și simplu am vrut să vă cunosc. Să văd cum arătați. Și cu ocazia asta dau o raită și pe la tabloul de siguranță. Ia-o-ți colo. Poate vrei un autograf sau un bilet gratuit? Dar nu-i spune, spune că... Nu. Eu propriu zis nu vă cunosc de ieri, de la alte ieri. Vă cunosc de 30 de ani împliniți. Na, dumneata ai găsit poarta sanatoriului Vraiște și ți-ai zis, hai să dăm o fugă prin lumea cea mare, plină de nebunii care m-au închis pe nedrept. Nu trebuie să mă jigniți. Nu, departe de mine gândul ăsta. Uite, am tot felul de calmante, le lua nevastă mea. Îți fac un cocktail cu vodka și după aceea te întorci frumușel la sanatoriu. Ce zice? Câteodată mi era milă de doamna Severina. Riscurile de a sta mereu în umbra marelui actor. O clipă, te rog. Cine ești și ce dorești? Te-au trimis dragii mei colegi să-mi joci o farsă și ei sunt afară, la ușă, așteptând să se distreze de minune? Nu țin minte să te fi văzut la vreun spectacol al meu, pe admirație. Actorii fideli îi cunosc. Nu, n-am fost niciodată la teatru. Vezi? Mint, am fost odată. Odată am fost în cabina dumneavoastră. Acum 10 ani. Eu nu permit nimănui să intre în cabina mea. Mă rog, n-am dat voie să se intre. Acum din partea mea pot să o folosească și portarii. Tocmai veniseră dintr-un turneu în Italia. Succes uriaș. Ați primit colanul de aur al primăriei din Piacenza. Și tot acolo ați cunoscut o drăgălașă colombină, cam perversă. Doamne, cine ești, dumneata?
Aveți voie să ghiciți de trei ori. Uite, uite, uite ce e, sunt sătul de, spunem, ce dorești și gata. A venit să-mi iau înapoi jucăriile, microfoanele. Despre ce naiba vorbești? Să știi că sunt imediat la poliție. Da, și ce o să le spuneți? Că ai scăpat de la balamuc și să trimită sanitari competenți ca să te lege. De cine e, domnule? Eu? Nimeni. Dar i-am cunoscut pe mulți dintre cei care s-au perindat prin casa asta. Dar numai pe dumneavoastră, maestre, am dorit să vă cunosc personal, dincolo de meserie. Nu, 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 lăsați telefonul, acum nu funcționează. Poate că mă caută careva, cine știe. Nu, nu, doamna Emilia se întoarce abia spre seară, săraca. A dat și ea de libertate, de un timp al ei. Visez, visez în continuare și nu mă pot trezi. Ciupiți-vă de braț. Doare? Asta înseamnă că sunteți viu, că vă aflați în cea mai strictă realitate. Aceasta înseamnă că în această casă, casa mea, ați umplut-o cu microfoane? Uibușor de nebunii, dar în parte inofensive. Poeți săraci, invidioși, pictori mânjiți cu vopsârile apatiei, actorași scâncitori și dromomani romantici. Ai fost... Specialist în... ascultare. Ai fost în casa mea? E, hai, nu fiți așa orgolios. Da. Ați auzit de persuasiune? Vag, la piață, când îmi aștept rândul la cartofi și la dovlecei. Omul poate fi lovit, rănit, fără să-l atingi nici măcar cu un deget. Dar ce dorești de la mine? Ce-am făcut? Ce v-am făcut? Absolut nimic. Ne-ați fost de mare folos. Doamne, când se vor termina toate astea? Unele lucruri nu se schimbă. Vi se pare că nopțile sunt mai luminoase? Sau că amontele s-a preschimbat în aval? E oribil, e monstruos. Dar sunteți neașteptat de sensibil. Nu, sunt un om. Da, știu. E o meserie obișnuită pe planeta asta. Sunt actor, artist. Recunoscut. Candelabrul ăla idiot pe care l-ați primit de la sticlarii din oraș, credeți că vi l-au dăruit din dragoste cu de la ei putere? Da, îl fac bucăți și ți-l pun în brațe imediat. No, nici acum nu renunțați. Trebuie să recunosc calitatea interpretării. Sunteți unic, irepetabil, dar vă așteaptă cel mai greu rol dintre toate de până acum. Marele hipnotizator a plecat. Treziți-vă singur dacă puteți. Bine, bine, da, Marco, poetul Marco trăiește? Da, trăiește. Sau poate a murit? Tot ce se poate. Un mort poate să cumpere flori? Flori frumoase și triste? Un mort, ca și unul viu, poate să cumpere orice fel de flori dorește. Așadar, mortul viu e o realitate. Una dintre multele realități ale unui singur adevăr. Care o fi acela? Dacă aș fi știut eu care este adevărul, mai stăteam eu 30 de ani să vă ascult scâncetele. Arată-mi și mie microfoanele alea mici și șmechele. Unde sunt? Băi, unde trebuie. Când trebuie. Da, și cine hotărăște asta? Superiorii și șefii superiorilor. Ascultă, lui Dumnezeu nu i-ați pus microfoane? Sau ești ateu? Cel de sus vorbește prin oameni și câteodată spune niște lucruri. Așa știm noi despre tot ceea ce se întâmplă în rai. Bine, 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 hai, ia-ți jucăriile și pleacă. Ce a fost, a fost. Și ce va fi, va fi, cu siguranță. Bună, doamnă! Da, bună ziua, bună ziua! Tată, s-a întâmplat ceva? Bună ziua, doamnă, eu sunt! Domnul de la electricitate? Exact! Au făcut ceva copiii ăia doi? Nu, dumnealui tocmai pleacă. Am zis! Poate e surd! Aude ca liliecii! Vă pot ajuta cu ceva? Verificări de rutină, doamnă Emilia. Dacă e vorba de casa asta, pe mine trebuie să mă întrebați. Nu, 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 n-are ce să întrebe. Nu-i așa că vă grăbiți, domnule? Da, 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 desigur. Astăzi este duminică. Oamenii vor să stea împreună sau singuri, așa? Duminică plăcută. Mulțumim. Somn ușor, domnule. Ți-a spus pe nume, electricianul? Mi-a zis doamna.
Uite ce flori frumoase am adus. Frumoase și triste. Pune-le, te rog, în apă. Se zice că dacă le pui o jumătate de aspirină... Nu le mai doare capul. Da. Elena, unde? La Dinu. Și Dinu, dragul de el, unde e? Cu Elena. Se bucură de primăvara pe care o cred proprietatea personală. Hai, spune-mi, cum a fost? Oh, Armagedon! Mimișorii și mulțumește lui Dinu. Eu vă mulțumesc vouă. Pentru ce? Pentru că existați. Auzi, pe omul ăsta cu electrica, l-am mai văzut pe aici. A fost și pe la vecini, a fost și pe la noi. Dar tu nu erai acasă? Vreau să spun, pare priceput, nu? Adică umblă la siguranță cu siguranță. Mănâncă ceva dacă ți-e foame. Avem destule de povestit. Dar n-ați mâncat nimic. În schimb, s-a băut zdravăn. Ce vorbești tu acolo? O sticlă cu vin aproape goală și una cu țuică până la jumătate. Dumnezeule, de ce nu mă mir? Tată? Da? Tată? Da? Ce e cu tine? Ascultă, vrei să ne mutăm de aici? Și unde să mergem? În Alaska. Și ce faci tu acolo, tăticul meu? Conducător de atelaje. Sau înființez un teatru din gheață. Elena noastră rămâne aici cu Dinu. Demografii se bazează pe ei. Hai, te rog, spune-mi, ce s-a întâmplat? Tu știai că suntem ascultați? Băutura ți-a făcut rău. Știai că Marco a murit, dar este în viață? Dacă o ții tot așa, chiar ne mutăm. Eu și cu Elena. N-aveți unde vă duce. Lumea este prea mică. Mai ții minte ce de oameni veneau pe la noi? Dar cum să nu? Și îmi plăcea tare mult să-i ascult. Da. Și altora le plăcea. Trebuie să căutăm microfoanele și să-i angajăm apoi pe cei mai pricepuți sticlari care să construiască o cupolă de sticlă, o sferă uriașă de sticlă în care să îmbrăcăm casa asta. Ia să-l sun eu pe doctorul Popescu. Treaba ta, ai semnal? Nu. Tată, ce ți s-a întâmplat? Merge actorul mai departe, cătrănit și umilit. Se împleticește, de pereți se izbește. Regizorul cu palma în piept îl oprește. Dacă mai vii cu danf în nas, te-am ras cu tine și treaz am necaz. Poți să taci de acum sau să vorbești neîncetat. Ești condamnat, însemnat, numărat și întrebat și la urmă împins, un învins, ai câștigat! Ce-a fost asta? Ceva din Shakespeare. Da, evident, scris de altcineva. Ți-e teamă, tată? Dar bea de acum încolo. Am să-l rog pe electrician să nu omoare bunătatea de recepție și să mă asculte în continuare. Eu sunt Alexandru Pătrașcu, actor emerit, în grad de cavaler al tristei figuri. Ei, nu, că-l sun pe doctorul Popescu să-ți prescrie niște medicamente. Ce am eu nu trece cu medicamente. Ei, frumoasă primire, bunelu! Dar de ce ai rămas așa, cu brațele desfăcute? Vrei să mă îmbrățișezi? Da, răstignirea poate fi o îmbrățișare neterminată. Răstignirea poate fi o îmbrățișare neterminată. Bunelu a plecat înainte? Da, a plecat mai devreme, dar nu știu unde. La teatru, azi îl sărbătoresc, nu? Dar se pensionează. Ai dreptate, dar să știi că nu se va opri pentru atâta lucru. Cum adică? Unde se duce? Departe, foarte departe, în Alaska. Și noi? Noi ce facem? Scumpa mea, mergem la teatru. Să-l vedem, să-l ascultăm.
Oricum, o să-l avem mai des acasă. Mamă, el nu e omul care să-și plictisească umbra stând pe loc. Da, se poate. Pământul e prea mic pentru Alexandru Pătrașcu. Va merge să se reîntâlnească cu el însuși. Poți să taci de acum. Trecutul se învăluie în fum. Actorul se uită în spate mereu. Dacă mai vine în urmă gândit Dumnezeu. Dar nu este nimeni. Cărarea e moartă. Portarul închide și pune lacă pe poartă. Iar cheia o ține în mână. Spectacolul de azi se amână.